Bun. Pentru început, încă o dată bună seara, bine v-am regăsit. Ca de obicei, programul din seara aceasta va fi cel standard, în sensul că în prima parte vom vorbi despre tendințele generale din piață, ce se întâmplă în așa, în mare, în general, în piață în momentul acesta, după care ne uităm la evenimentele de săptămâna asta, elementele din calendar, să spun, pentru că sunt câteva elemente importante în calendar. După care luăm și ne uităm pe grafic din punct de vedere tehnic, să vedem ce evoluții ar fi importante. Bun. Cum stăm săptămâna asta? Din punct de vedere, haideți să spunem fundamental, așa, ca nivel de risc, suntem foarte, foarte, foarte probabil în ceea ce se cheamă o piață bear sau o criză mai mare sau o semi-recesiune, probabil în curând va fi recesiune dacă să ne uităm pe indicatori. Mă rog, într-o perioadă, să spunem, negativă pentru piețele financiare. Evident însă că dacă vă uitați pe graficul absolut oricărei recesiune din trecut, nu veți vedea un grafic de un picaj continuu sau un grafic linear. Orice scădere, ca și orice creștere, de altfel, e în trepte. Scade, mai revine un pic, iar mai scade, iar mai revine și tot așa. Sunt și rațiuni fundamentale, sunt și rațiuni tehnice pentru care are loc un astfel de evoluție, sunt și acțiuni de infrastructură a pieței de altfel. Închideri de poziții short, marcări de profit, intervenții din partea unor reglementatori și așa mai departe. Bun. Din punctul meu de vedere, dacă ne uităm pe indicatori și dacă ne uităm, indicatori economici, vreau să spun, și dacă ne uităm pe graficele burselor, cel mai probabil, probabilitate mare, este să fim într-o perioadă de recesiune, într-o piață bear, într-o evoluție bear. Statistic, o perioadă de recesiune durează pe burse undeva cam între 9 și 12 luni și cu indulgență putem considera că această perioadă a început undeva, poate prin luna decembrie, depinde, oarecare indulgență. Ceea ce ar însemna că nici 3 luni n-avem din această scădere. Deci ar mai fi destul de mult până departe. Ce am văzut însă până acum? Am văzut că în ultima perioadă am avut mai multe mesaje și chiar mai mult decât mesaje, efectiv intervenții reale din partea băncilor centrale pentru a sprijini nivelul prețurilor din piață. Am avut dobânzi negative de la Banca Centrală Europeană, am avut creșteri de dobânzi, am avut Banca Centrală a Japoniei, care relativ așa, brusc peste noapte și fără foarte, foarte mult tamtam sau anunțuri, au introdus și ei dobânzi negative. Avem acum o grămadă de mesaje și de intervenții din partea tot felul de analiști, comentatori, figuri mai mult sau mai puțin cunoscute și ale piețelor financiare, care propun și susțin ideea de eliminare sau reducere drastică a banilor de hârtie. Poate că vă întrebați, ok, ce rost au, ce rost are eliminarea banilor de hârtie? E foarte simplu, atunci când ai dobândă negativă, cash-ul, banii fizici efectiv, sunt cel mai mare dușman al acestei politice. Pentru că dacă tu ai un cont bancar și ai dobânzi negative, e foarte ușor să scoți banii de acolo, să scoți banii din contul de bancă, unde ai dobândă negativă și să-ți duci la saltea. Și acolo nu mai ai niciun fel de dobândă negativă. Și practic, banii fizici sunt, dacă vreți, un impediment în calea dobânzilor negative generalizate. Exact asta băncile centrale încearcă și vor încerca în perioada următoare să elimine cea mai mare parte din banii fizici. Cum poți elimina cea mai mare parte a banilor fizici? Simplu, desființând cele mai valoroase bancnote fizice, adică bancnota de 500 de euro, respectiv bancnota de 100 de dolari. Dacă elimini cea mai mare bancnotă, automat elimini undeva cam 30 ceva la sută din toată masa monetară fizică pe euro și dacă elimini bancnota de 100 de dolari, elimini aproximativ 60 și ceva la sută din toată masa monetară pe dolari.
Deci, oricum, simplu, eliminând bancnota mare, cea mai mare, ai o reducere foarte puternică a masei monetare. Ceea ce, practic, va forța pe cei mai mulți să nu-și mai țină banii la salta, la ciorap, să spunem. De ce asta? Pentru că se prefigurează dobânzi negative mult mai mari, pe termen mult mai lung și pentru o perioadă mult mai lungă de timp și pentru toată lumea. De ce dobânzi negative? Dobânzile negative n-ar putea afecta stabilitatea băncilor, având în vedere că mulți oameni vor fi dornici să se tragă banii din bănci? Evident, evident că da. Și exact asta este unul dintre motivele pentru care se încearcă întâi eliminarea banilor fizici, înainte, dacă vezi, ca un precursor al introducerii dobânzilor negative în masă. Tocmai pentru că altfel toată lumea și-ar retrage, sau nu toată lumea, dar foarte mulți ar retrage bani și atunci și băncile ar avea o problemă foarte mare. Poate mă veți întreba de ce se vrea introducerea dobânzilor negative. Pentru că băncile centrale sunt acum relativ disperate, mai mult sau mai puțin, pentru că măsurile monetare din ultimii 7-8 ani, de după 2008, nu au avut efectul scontat sau a avut efect, dar nu foarte puternic, nu atât pe cât s-ar fi vrut. În sensul că banii creați, banii tipăriți, s-au dus în piețele financiare, au umflat acolo prețul activelor, dar nu s-au dus și în economiile, în, s-au, nu s-au dus și în economia reală. Dacă nu s-au dus în economia reală, automat n-au avut cum genera inflație. Și dacă n-au generat inflație, înseamnă că, practic, principalul factor care șterge datoria și care devalorizează în timp datoria, adică inflația, nu a apărut. Și atunci, băncile centrale sunt forțate, sunt obligate, dacă vreți, să creeze această politică de dobânzi negative, un mutant financiar, să spunem așa, ca să forțeze apariția inflației și viteza și creșterea vitezei cu care circulă banii. Întrebare. Dacă eu am un cont în bancă și este dobândă negativă, nu mai primesc dobândă și trebuie să plătesc pentru menținerea banilor? Exact. Dobândă negativă înseamnă că trebuie să plătim pentru un cont cu dobândă negativă, înseamnă practic în loc să primim bani, trebuie să plătim bani în fiecare lună pentru menținerea acelor bani. Din punctul ăsta de vedere, cred că suntem deocamdată, vorbesc noi din România, suntem ceva mai protejați. Am văzut, cred că săptămâna trecută, un interviu, o declarație a guvernatorului Muguri Sărescu, în care a afirmat că pe cât posibil BNR nu va introduce sau va feri România de politica asta. Nu e 100% sigur că nu va ajunge până la urmă și în România, dar părerea mea este că dacă e să ajungă și în România politica asta a dobânzilor negative, va fi mult mai târziu introdusă decât în Uniunea Europeană. Avem și un avantaj aici, dacă vreți, un avantaj temporar care care în ultimii ani de fapt a fost un dezavantaj, dar acum devine și avantaj. Faptul, dacă vreți, România este mult mai puțin, infrastructura bancară din România e mult mai puțin dezvoltată. Gândiți-vă că sunt atâtea sate, atâtea comune sau orașe mai mici, unde accesul la produse bancare, la cont bancar e mult redus, mult redus. Și atunci, în România, procentul oamenilor care folosesc cash efectiv, bani de hârtie, este mult, mult mai mare ca în țări dezvoltate din vest. Și acolo, în țări dezvoltate, unde foarte puțini oameni mai folosesc cash, e ok. Acolo poți veni efectiv cu o măsură de genul ăsta prin care să reduci numărul de cash. Dar România, unde sunt toată lumea la țară, cine la țară tranzacționează prin bancă? Hai să fim serioși. Și atunci, efectiv, în România nu poți lua o măsură de genul ăsta pentru că foarte mulți la țară n-au nicio treabă cu băncile, cu bancomatele. Se duc și la magazin și își cumpără și vând vaca în bani fizici. Nu au nicio treabă și nu au conturi bancare. Și atunci a fost un dezavantaj al României, dar
din punctul ăsta de vedere, este transferul temporar în avantaj. Având în vedere inflația care se preconizează probabil în România, nu vor fi introduse dobânzi negative. Din punctul ăsta de vedere, la țară nu au bancomate și nici nu primesc bani pe card. Da, evident, ceea ce va feri sau va întârzia mult în România procesul de dobânzi negative. 2. În România, într-adevăr, există inflație. Noi avem inflație și veți vedea că inflația va fi mai mare decât cea raportată după ce va trece efectul de bază al reducerii privind TVA-ul. În sensul că după ce cred că până în vară a fost iunie sau iulie, premierul de la acea dată, Victor Ponta, a decis reducerea TVA-ului. La un an după ce, la o zi plus, sau mai bine zis, la un an plus o lună din momentul în care va trece acea scădere a TVA-ului, efectul reducerii TVA-ului va dispărea din statistici, din statisticile inflației. Și atunci veți vedea că, de fapt, în România avem undeva o inflație de 2 și ceva la sută aproximativ. Bine, poate să mai varieze în funcție de evoluțiile din piețele internaționale, dar în România acum avem inflație pozitivă. După ce va dispărea efectul TVA-ului, veți vedea că aici avem inflație pozitivă. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, nu se justifică la noi dobânzi negative. Problema, dacă vreți, e că România nu este în Uniunea Europeană. Și vrei, nu vrei, Uniunea Europeană te cam miști în pluton, că asta înseamnă să fii Uniunea Europeană. Nu ești de capul tău. Bun. Cam asta despre dobânzi negative. Vor funcționa astfel de măsuri? Vor funcționa. Nu știu dacă vor avea cu adevărat. Parțial vor funcționa. Un efect nedorit este, cred eu, că vor încuraja foarte mult ceea ce se cheamă criptomonezi sau cryptocurrencies, și anume bani virtuali negestionați de o bancă centrală. Vezi Bitcoin, Litecoin, Namecoin și alte nu știu câte coin. Cred că va împinge foarte mulți oameni spre acestea. Sigur va împinge și o parte din oameni spre investiții în efectiv investiții în alte active financiare sau va crește și viteza de circulare, de circulație. Dacă se reduce masa monetară, când merg la bancă să-mi scot banii personal, ce îmi poate spune banca dacă nu are bani lichizi? Spune că nu are bani lichizi. Simplu. Sau te pune într-un fel de raționalizare, în sensul că, ok, putem să-ți dăm suma X, doar că nu ți-o dăm pe toată odată, ți-o dăm în X zile, în Y zile, ți-o dăm, nu știu, 20% în fiecare zi pe o anumită perioadă de timp sau ceva de genul ăsta. Se raționalizează banii fizici. Repet, asta nu, realmente nu văd cum s-ar putea întâmpla în România anul ăsta sau în următorii ani. Dar ceva de genul ăsta e posibil în țări foarte dezvoltate din Uniunea Europeană. Dar în România nu văd posibil pe termen, în viitorul imediat previzibil așa ceva. Dar, repet, este ceva care se va implementa întâi în vest, întâi în țările unde infrastructura bancară e mult mai dezvoltată decât la noi și după aia, poate undeva într-un viitor mai incert și mai îndepărtat și în România. Și oricum trebuie să anunți la bancă dacă ești o sumă de mare de bani. Bun. Cam asta cred că este contextul. Din punctul meu de vedere, ca să revenim la oile noastre, dacă vreți, cred că contextul este acela al unei crize posibil comparabile cu cea din 2008. Deocamdată nu este, dar sunt premisele să fie. Nu știu dacă va fi până la urmă comparabile cu cea din 2008 ca mărime, dar sunt multe premise care ne compară cu ea. Poate să fie și mai rău, poate să fie și mai bine. Dar, din punctul meu de vedere, suntem într-o criză. Și cred că evoluția piețelor financiare va arăta ca evoluția piețelor financiare într-o criză în perioada următoare, în următoarea lui. Hai să vedem însă, mergem și la calendar ca să vorbim un pic mai pe concret, să vedem ce evenimente sunt importante
săptămâna asta, în calendar, în calendarul economic. Ce am remarcat? Foarte important, astăzi. Astăzi am avut poate cel mai important indicator economic din zona euro, și anume CEV. CEV pe Germania și pe Europa. Ce este CEV? Este un indice de sentiment. Este un indice care se mișcă foarte rapid față de alți indicatori și care de fiecare dată când în trecut risca să scadă sub zero, de fiecare dată Banca Centrală Europeană a intervenit, a dat din baghetă și de fiecare dată piețele s-au mișcat în sus. În 2014 a lansat programul de stimulare monetară, acele 60 de miliarde de euro tipărite pe lună. A avut un efect semnificativ. După care, în partea a doua, la 2015, iarăși a început să scadă de efect. În decembrie 2015 a intervenit cu noi măsuri, noi măsuri pe care le-a telegrafiat undeva începând din octombrie sau noiembrie. A luat în decembrie acele măsuri, dar cu mențiunea că măsurile din decembrie au dezamăgit piața, au fost mult mai mici decât s-a așteptat piața, dar totuși și măsurile au produs un mic efect. După care a început din nou să scadă și suntem iarăși pe zero. Și dacă e să mergem în jos, după cum arată piețele financiare, iarăși, teoretic, Germania ar putea intra în recesiune. Dacă indicatorul ăsta scade sub zero, înseamnă recesiune. Dar nu știu dacă va intra, posibil, dar cert este că Banca Centrală Europeană deja a anunțat un pachet de stimulare monetară pentru luna viitoare. Deci în martie BCE-ul va interveni din nou cu un pachet de stimulare monetară. Ce cred că va face? În ultima perioadă am văzut foarte multă agitație pe bănci, pe bănci din Europa. Și cred că este momentul ca Banca Centrală Europeană, foarte, foarte probabil, să anunțe că va interveni pe alte produse decât doar obligațiunile de tezaur și exact așa cum un participant a propus, a sugerat, șansa este foarte mare ca Banca Centrală Europeană să intervină pe efectiv bănci. Adică, fie să cumpere efectiv credite neperformante, ceea ce e mai puțin probabil, fie să cumpere acele credite neperformante, adică practic să intervină indirect, în sensul că băncile să depună acele credite ca și colateral la stat și prin stat, intermediul statului, statul să le depună drept garanție la Banca Centrală Europeană. Care ar fi diferența? Banca Centrală Europeană nu le-ar cumpăra efectiv, ci practic băncile le-ar împrumuta la Banca Centrală Europeană și ar primi bani în contrapartea lor. Deci nu ar fi practic o cumpărare efectivă, ci ar fi doar, dacă vreți, un fel de împrumut pe care băncile să-l ia de la Banca Centrală Europeană în contravaloarea acelor NPL-uri, practic produse neperformante. Deci, foarte, foarte probabil, în martie, Banca Centrală Europeană va anunța ceva, un mecanism, vom vedea care, prin care să intervină în piețele financiare și să sprijine băncile. E posibil să și mărească destul de mult stimulul monetar. E posibil ca în loc de 60 de miliarde să avem mai mult. Cred însă că aici e destul de puțin spațiu de manevră. De ce? Pentru că încet, 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 încet deja cam rămân fără produse bancare. Deci că practic încet, încet vor cumpăra toate obligațiunile statelor din zona euro. Și atunci nu are rost să mărești foarte mult, pentru că aici deja mărești mult mai mult, nu mai ai instrumente financiare pe care să le cumperi. Și atunci clar este timpul ca BCE-ul să intervină și să cumpere și alte instrumente. Păi și dacă stimulează mai mult, se depreciază euro, dacă se depreciază atunci și indicatorii macroeconomici din lumea viitoare vor veni și mai sub 50.
În principiu, dacă se depreciază euro și în principiu dacă Banca Centrală Europeană intervine, atunci sentimentul va crește, că bagă ei bani și atunci de indicatori economici vor trebui să vină peste 50. În principiu, depreciere euro este bine pentru zona euro. De ce? Pentru că în lume acum avem ceea ce se cheamă o criză de supraproducție. Toată lumea produce, dar mai puțină lume importă. Și atunci e o concurență generalizată între America, Europa și China. Sau mai bine zis, o concurență generalizată între toată lumea, mai bine zis. Și cu cât moneda ta e mai ieftină, cu atât vinzi mai mult. Și atunci deprecierea monezii euro ar fi pozitivă, temporar pozitivă pentru zona euro. De ce temporar pozitivă? Pentru că exact asta s-a întâmplat și în trecut. A fost temporar pozitivă. Adică euro acum e mult mai jos decât era în 2014. Țineți minte că în 2014 era undeva pe la între 1,3 și 1,4. Ok, acum euro e puțin peste 1. Bun. La un jur de 1,1. Deci suntem oricum mult mai jos decât atunci. Și deja efectul a dispărut. De ce? Pentru că și alte monezi s-au depreciat și pentru că în timp piața se ajustează la deprecieri. O depreciere finită nu poate cauza decât un boom economic, o creștere finită de cerere. De ce a scăzut așa de mult lira comparativ cu euro chiar și în ultima perioadă? Lira are o mare problemă acum. Acel referendum privind ieșirea din zona euro, acel Brexit. Am mai vorbit despre el și sper să mai avem un pic timp să vorbim și despre el. Bun. Din punctul meu de vedere, datele de astăzi pe Uniunea Europeană arată clar că luna viitoare Banca Centrală Europeană trebuie să intervină, altfel chiar și Germania va începe să reintre în recesiune. Deci așteptați-vă la intervenție. În esență, datele proaste de astăzi de pe țev, care sunt la limită, fundamental înseamnă slăbiciune pentru zona euro. Bun. Și pentru euro. Alte date economice. Problema este, dacă vreți, că am avut date economice foarte proaste și pentru America. Și avem aici New York Empire State Manufacturing Index. Este un indice manufacturier de producție din zona New York. Zona New York e o zonă economică foarte puternică. Și din păcate și Statele Unite e pe minus. Adică și Statele Unite înregistrează o scădere economică destul de puternică. Vedeți că și ei au început, indicele astea a început să aibă valori negative undeva din august și în continuare scad. Deci, atenție că și Statele Unite vor trebui să ia dobânzi, vor trebui să implementeze măsuri pentru că și acolo sunt date economice din ce în ce mai puternic negative. Deci, și acolo. Din punctul meu de vedere, mai sigur, dacă, sau mai bine zis, hai să spun altfel, o șansă mai mare ca să putem tranzacționa indicele astea nu e atât pe raportul euro-USD, ci cât pe bursă, pe S&P 500, pentru că datele economice negative înseamnă întâi evoluție negativă pe S&P 500. De ce? Până la urmă, la între euro și dolar, ce este raportul euro-dolar în condițiile în care ambele economii merg prost? Este care bancă este mai activă în momentul de față? Care bancă va deprecia mai mult în viitor moneda sa? Asta este până la urmă raportul euro-dolar. Dar legat de bursă, deocamdată, până când Fed-ul nu va interveni masiv și nu va crea și el o politică de stimulare, ceea ce deocamdată Fed nu a spus că face, ba din contră, Fed deocamdată o menține pe a lui. Că lucrurile sunt relativ stabile și că nu intenționează deocamdată să implementeze noi măsuri de stimulare monetară. Și atunci, deocamdată, date proaste pentru America înseamnă date proaste pentru bursă, pentru companiile din America. Deci, indicele ăsta înseamnă în viitor date economice proaste pentru bursă și pentru America, bine ca economie și pentru bursă. Ce mai avem important? Mai avem mâine. Minutele sau
rezumatul fostei ședințe de politică monetară a Băncii Centrale Americii. Aici un singur lucru mai contează. Mare majoritatea celor care sunt în piața de capital sunt de acord că la un moment dat Banca Centrală Americii nu va avea de ales și va relua măsurile de stimulare monetară. Întrebarea care se pune este cât de rău trebuie să fie în economie, astfel încât Fed să reinverseze cursul și să reia măsurile de stimulare monetară. Și este singurul lucru care contează în aceste minute, în aceste rezumate. Ce înseamnă cu adevărat rău pentru economie, astfel încât să determine Fed să reia stimularea monetară? Asta este genul de informație pe care eu personal mă aștept să-l găsesc. Nu știu dacă va fi. Poate va fi așa, doar foarte voluat. Dar asta este genul de informație pe care eu am să o, încerc să o extrag din ședințele, rezumatul ședinței, fostei ședințe Fed. Deci mâine se publică rezumatul ședinței Fed care a fost în urmă cu 2 săptămâni. E important indicatorul, dar personal nu cred că va mișca foarte mult piețele. Repet, iau un rezumat al unui eveniment de acum 2 săptămâni. Dar de multe ori sunt acolo informații utile pentru piață. Ce mai important, în Australia, employment change, și anume șomajul, sau mai bine, nu atât șomajul, ci datele din piața muncii pentru Australia, adică pentru AUD/USD. Strict pentru Australia. Timp pentru Australia am avut timp și vineri, acum 2 vineri, am avut timp să fac o analiză ceva mai complexă, dacă vreți, despre Australia. Și se cheamă așa, analiza fundamentală, piața imobiliară din Australia, dezastru sau oportunitate. Și după ce o să pun imediat link-ul către analiza respectivă, care e un pic mai nu atât complexă, ci mai stufoasă, dacă vreți, în sensul că e un pic mai mare decât analizele mele standard, am postat link-ul. Dacă veți citi acea analiză, veți vedea că eu am ajuns la concluzia că în Australia este de fapt deja în derulare o bulă în piața imobiliară. Dacă veți, a zis, spun așa, clasic sau așa mainstream, în general, Australia este privită ca o țară care este strict 100% dependentă de piața materiilor prime. Și țară care, dacă petrolul pică sau dacă petrolul se menține la nivele mici sau dacă China pică în continuare, este și ea distrusă și dolarul australian va trebui să pice și el. Din ce am văzut însă, și detalii mai multe găsiți în analiza asta, nu mai este chiar așa. Australia nu mai este atât de dependentă de piața materiilor prime. Pentru că în Australia s-a dezvoltat în ultima perioadă foarte mult o puternică piață imobiliară, care este clar o bulă speculativă. De ce? Pentru că în ultimii 2 sau 3 ani prețul la casa, ca medie, a crescut cu aproape 100% și în ultimul an și ceva, creditele pentru case au crescut ca aproximativ dacă nu mă înșel, undeva ca 1000 de miliarde, ceea ce e puțin mai mult, puțin aproape cât PIB-ul Australiei. Deci doar în ultimul an și ceva, dacă nu mă înșel, creditele au crescut cam cu PIB-ul Australiei. Deci clar acolo avem o puternică piață imobiliară, care e chiar în probabil e mai aproape, cred, de a se sparge decât la început. E probabil o bulă imobiliară destul de avansată. Nu cred însă că autoritățile cu bună știință o vor sparge prea curând, pentru că asta ar însemna că Australia chiar să-și piardă orice
creștere, orice motor de creștere economică. Și atunci, practic, ar însemna că, ok, pe partea de materii prime ai scăzut foarte mult pentru că nu mai există cerere. Piața imobiliară, ok, dacă o desumflăm acum, ce mai facem? Și crește șomajul, este oameni în stradă și mor de foame. Au revoltă și așa mai departe. Și atunci nu cred că pe termen scurt piața imobiliară din Australia se va sparge, dar cred că Banca Centrală a Australiei va încerca cât de cât să o țină sub control și să nu o lase să se supra-supra-încălzească. Ceea ce înseamnă că va încerca un pic să năsprească condițiile de creditare și să întărească un pic, sau să reducă lichiditatea pe dolarul australian. Deci să reducă un pic din masa monetară. Ceea ce înseamnă că am putea avea chiar creșterea dolarului australian. Chiar creștere. În condițiile în care principalul lor motor sustenabil, și anume exploatarea materiilor prime, nu mai este viabil, ei s-au dus într-o piață imobiliară pe care acum vor încerca, cred eu, să o controleze prin niște măsuri financiare. Și asta, culmea, ar putea crește, chiar ar putea întări dolarul australian pentru o perioadă. Evident, până la urmă, orice bulă se sparge. Și atunci când se va sparge, cred că dolarul australian va avea un picaj foarte puternic. Și probabil vor ajunge și ei undeva la dobânzi de 0 sau minus, nu știu cât la sută. Dar deocamdată ei sunt într-o bulă imobiliară și ce mi s-a părut destul de interesant, dacă deși poate un pic chiar grav, este că însăși Banca Centrală Europeană, Banca Centrală a Australiei a menționat câteva paragrafe în ultimul comunicat de presă. Și mai mult decât atât, a menționat și faptul că în piață multe tranzacții sunt făcute de speculatori, deci nu de cei care efectiv își cumpără o casă ca să stea în ea, ci de speculatori. Mulți dintre ei din China sau cu bani proveniți din China, care au extras din bani din bursă de acolo, care vor să-i plaseze undeva și cumpără un apartament, evident, cu scopuri speculative, ca să-l vândă mai sus, mai scump, mai încolo. Speculatorii automat amplifică orice fenomen financiar, orice fenomen economic, inclusiv bula asta. Deci, concluzia mea este și părerea mea este că în Australia avem de-a face cu o bulă imobiliară. Cred că nu se va sparge prea curând și cred că ar putea temporar întări pentru o perioadă mai lungă dolarul australian. Însă, în ultimă instanță, luați în calcul că aveți de-a face cu o bulă imobiliară și ca orice bulă imobiliară, la un moment dat se sparge. Și atunci dolarul australian va ajunge și la niște nivele foarte, foarte, foarte mici. Dar pe termen mediu și mediu, nu neapărat scurt, pe termen mediu, cred că probabilitatea este mai mare ca dolarul australian să se întărească. Și după aceea, când se va sparge bula, Dumnezeu cu mila. Bun. Asta legat de indicatorul respectiv, employment change, care dacă vine bine, și de ce ar putea să vină bine? Pentru că se construiește mult și pentru că e nevoie de construcții și pentru că sectorul construcțiilor implică foarte mult pe orizontală. Adică sunt cei care construiesc casele, dar după aia sunt cei care furnizează materii pentru cei care construiesc casele. Sunt o grămadă de produse care intră în construcția caselor. Finisaje, materii prime, ciment, fier, toate. Și toate astea implică foarte multe industrie pe orizontală. Și evident, asta implică foarte mulți angajați. Și chiar s-ar putea ca din punctul ăsta de vedere piața muncii din Australia să crească. Nu sustenabil pe termen lung, dar who cares pe termen lung. Pe termen mediu ar putea întări chiar dolarul australian. Și ar mai fi interesant, din punctul meu și important din punctul meu de vedere, Philadelphia Manufacturing Index, indice manufacturier calculat de un institut privat din zona Philadelphia, e un indice destul de important în Statele Unite, ultima valoare a fost negativă, se așteaptă tot o valoare negativă. Ce înseamnă valoare negativă? Înseamnă recesiune pentru America. Iarăși, mai curând m-aș duce să tranzacționez sau să urmăresc acești indici pe bursă decât pe raportul euro-dolar, pentru că în ultima instanță am avut date proaste pe euro, avem date proaste și pe SUA. Care dintre, în perioada următoare, care dintre cele două bănci, Fed sau ECB, va implementa sau va stimula mai mult? Asta va fi până la urmă raportul între cele două.
Din punctul meu de vedere, cred că șansa este mai mare ca pe termen lung Banca Centrală Europeană să stimuleze mai mult, să fie mai agresivă și euro să aibă o evoluție descendentă pe termen mai lung. Bun, cam asta ar fi calendarul macroeconomic. Hai să ne uităm din punct de vedere al tranzacționării ce oportunități am avea și cum stăm cu euro-dolar. Am avut un prag care a ținut, un prag pe termen ceva mai lung, prag foarte vizibil. 1, n-a zice chiar 1,4, 1,38, mai cu zona 1,38, nu l-ați fix. Din punctul meu de vedere, mi s-ar părea ciudat dacă în pragul ăsta nu va fi și forțat un pic în sus. Adică să avem ceva de genul ăsta. Niște spike-uri în sus peste acest prag pe care l-am avut și în trecut, după aia ne-am dus din nou în jos. Mă aștept să avem ceva de genul ăsta sau să avem relativ curând o încercare de spargere a pragului 1.38. Din punctul meu de vedere, pe termen lung, probabilitatea este mult, mult, mult mai mare ca raportul, ca perechea euro-dolar să meargă în jos. Fundamental, Europa stă mai prost decât America. Însă, pe termen scurt, mediu, trendul este ascendent și e un risc, sau depinde, e un risc sau o oportunitate, sau o posibilitate să avem o creștere peste 1,385. E, din punctul meu de vedere, o probabilitate destul de mare. Pe termen mai lung, însă, părerea mea este că chiar și dacă se duce peste pragul ăsta, la un moment dat tot va duce, o va lua în jos și o va lua în jos și va face noi minime. Când însă am putea avea genul ăsta de evoluție? Un moment critic pentru raportul euro-dolar va fi în luna martie, și anume la ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene. De ce? Pentru că ei atunci au promis noi măsuri de stimulare. Deci, din punctul meu de vedere, atenție că se apropie nu luna asta, da? Da, s-a trecut deja jumătate. Se apropie un moment critic pentru raportul euro-dolar, și anume ședința de politică monetară din martie. Pentru că atunci Banca Centrală Europeană va veni, din punctul meu de vedere, 100%, dar va veni cu noi măsuri de stimulare pentru euro. Dacă măsurile alea vor fi chiar puternice, atunci am putea avea o tendință descendentă. Să le reluăm trendul negativ. Probabil o să am o imagine mai clară despre ce măsuri va lua ECB cu o săptămână, două înainte de ședința efectivă. Deci, deocamdată, hai să spunem, e greu de spus cât va lua. Dar, din punctul meu de vedere și istoric, se întâmplă următorul lucru. În general, băncile centrale și CBO a făcut oricum, cam cu o săptămână înainte de ședința efectivă, de ședința propriu-zisă, scapă pe surse, așa, scapă din greșeală, niște estimări. Estimările respective sunt scăpate între ghilimele ca să testeze reacția piețelor. Și în funcție de reacția piețelor se fac niște reglaje de ultim moment. Deci, din punctul ăsta de vedere, atenție mare la săptămâna premergătoare ședinței de politică monetară, pentru că foarte, foarte probabil atunci vor fi scăpate, între ghilimele, pe surse, niște estimări. Până atunci, însă, probabilitatea este mai mare să avem deocamdată ușor stagnare pe euro și atenție că s-ar putea să avem și niște testări înainte. Deci de testări peste 1.38. Deocamdată trendul este ascendent. Din punctul meu de vedere, nu e un trend ascendent foarte solid. Și situația din trecut se va repeta. Și când trendul ăsta va fi depășit, eu cred că euro-dolarul va face noi minime. Dar înainte să facă noi minime, a zice că probabilitatea este mai mare să avem o creștere peste 1.385. Peste pragul ăsta și după eventual să facem noi minim. Bun.
S&P 500 sau Eurostoxx sau S&P 500, indicele bursiere din America. Am avut două lumânări pe 2 săptămâni, două lumânări pe grafic weekly, o condiție destul de mare în jos. Din punctul meu de vedere, probabilitatea este destul de mare să mai avem o repriză de creștere. Deci de 2 ori în 2 săptămâni, piața a încercat să meargă în jos și n-a putut. Pe termen mediu scurt, probabilitatea este un pic mai mare să mai avem niște reprize de creșteri, dar nu foarte mari, undeva 1950, 1960, 1970. Cred deja că s-a pornit, dacă vreți, un trend descendent și ar trebui să facem ceea ce se cheamă lower low sau un maxim în scădere față de fostul maxim. Deci, foarte probabil undeva un prag important de suport sau rezistență, că a fost de ambele, este acesta. 1900, hai să zicem 2000, 1990-2000. E o șansă destul de mare să-l și testeze, să-l și ciupească. Și ar fi posibil ca, părerea mea că ar fi, e plauzibil ca înainte să înceapă o nouă repriză de scădere și mai violentă decât precedenta, să depășească pragul ăsta în sus. Cum m-aș poziționa eu dacă aș vrea să intru pe bursă, ar fi să încerc să răbdare maximă pe S&P 500 și să încerc să vând eventualele creșteri, dar undeva nu mult mai jos de 1930. Deci maxim 1930 fiind maximele aproximative din ultima perioadă. Cam pe aici. Cam pe aici ar trebui să avem niște maxime și nu mult mai jos. Sau în zona pragului ăsta și chiar și peste a încerca să prindem orice oportunitate de a încerca construirea unei poziții descendente. Gold. Aurul. Aurul a arătat clar că este invers corelat cu bursele în perioada asta. Pică bursele, aurul crește foarte puternic. Cresc bursele, aurul iarăși scade. Procentual, aurul a avut un an, procentual, repet, nu în valoare nominală, adică nu în dolari, ci procentual, aurul a avut un an de cele mai puternice creșteri din ultimii 10 ani, procentuale. Repet, a fost, cred, în câteva săptămâni aproape puțin sub 20% creștere și una dintre cele mai mari creșteri procentuale. Din punctul meu de vedere, o creștere asta foarte, foarte, foarte violentă înseamnă de obicei un sfârșit de trend. Părerea mea este că trendul descendent, trendul multianual început în 2012 pe aur, s-a finalizat. S-a finalizat. Am avut și tehnic un prag descendent. Nu înseamnă neapărat că nu vor mai fi și scăderi. Și e posibil ca repriza asta de euforie slash creșteri pe bursă, care e acum în piețe, să ducă sau să împică prețul aurului și un pic mai jos. Însă, în esență, din punctul meu de vedere, trendul principal pe aur s-a inversat și probabilitatea este mai mare ca pe termen lung să avem creșteri. Și m-aș uita aici pe aur la un prag foarte important care să fie atins, dar nu pe termen prea curând, și anume 1500. Părerea mea este că aurul ar cam trebui să intre într-o perioadă de consolidare. Perioada din consolidare ar putea duce prețurile undeva și cam 1170-1160, deci undeva cam, hai să zicem, grosomodo 50% din repriza de creștere care tocmai a fost. După care să reluăm trendul ascendent și undeva targetul este cam în zona 1500. De ce crește aurul? Am două scenarii. 1. În mod tradițional, cea mai, sau mai nu atât în mod tradițional, ci în ultimii ani buni de tot, cea mai mare parte a cerii de aur fizic a venit din Asia, respectiv din China și India. Sunt diferențe destul de mari între China și India. India cumpără aur în mod tradițional. Acolo aurul este văzut ca un produs tradițional. Deci pur și simplu în toate sărbătorile lor, indienii folosesc aur. Au ei
tradiția asta lor, să cumpere aur fizic pentru la ei acasă, pentru copii, pentru nu știu ce. No, sunt în mod tradițional. Chinezii însă investesc în aur mai speculativ. Nu atât tradițional, ci speculativ. Ce se întâmplă acum în China, și anume recesiune și o criză economică foarte puternică, automat va forța Banca Centrală a Chinei să intervină masiv și să tipărească foarte mulți bani. Să deprecieze yuanul și, în ultima instanță, să genereze inflație puternică. Ca și protecție, aurul în mod tradițional este văzut ca o protecție la inflație. Atunci, părerea mea este că foarte mulți chinezi, nu atât neapărat chinezi răni, ci mai curând manageri de fonduri sau investitori mai mari, investitori în general, intră speculativ pe aur pentru a se proteja de eventuală depreciere și a yuanului și inflație care va urma. Pe aur poate fi asemănător cu ce pe 27 iunie 2010. Și silverul are cam aceeași evoluție ca și aur. Posibil ca procentual silverul să aibă chiar o creștere mai mare, într-adevăr, decât aur. Ce s-a întâmplat în 27 iunie 2010? Din punctul meu de vedere, nu văd o comparație în ce acum cu ce s-a întâmplat în 2010. Atunci era un trend puternic ascendent, acum a fost, zic eu, un trend puternic descendent. Nu văd comparație cu ce era atunci. Bun. Asta legat de aur. Petrol. Brent sau WTI. În ultima perioadă avem o stagnare, dacă vreți, o consolidare a petrolului. Însă, luați în calcul următorul lucru, sunt foarte, foarte, foarte multe poziții de tip short raportate la marile burse unde se acționează petrolul, Chicago sau Londra. Și poziții foarte mari de tip short înseamnă că o știre cu un potențial pozitiv pentru petrol va duce la o creștere foarte puternică, poate nejustificat de mare. Dar, din punctul meu de vedere, atenție că petrolul are mai curând potențial de creștere decât potențial de scădere mai mare. În sensul că sunt mai mulți factori care ar putea duce la o creștere a petrolului. 1. Poate o înțelegere între Rusia și Arabia Saudită. Sincer, sunt un pic cam sceptic. Dar e posibil. 2. Poate o creștere și o extindere a conflictului din Siria. E și asta o posibilitate. Nu știu cât de mare, dar este o posibilitate. Așa că, referitor la petrol, deocamdată, strict tehnic, avem un trend descendent încă. Dar, în ultima vreme, avem o repriză de consolidare. Și strategic, dacă vreți, sau nu ați posibilitatea, ci o creștere ar putea aduce mai mult profit decât o eventuală scădere. Acum, deja prețul petrolului, cei mai mulți spun că un preț real, dacă vreți, al petrolului economic, să spunem, ar fi undeva de 50 de dolari, plus minus. Și din ce m-am mai uitat, cam pe acolo ar fi. Un preț economic real, dacă vreți, acum, sau hai zicem sustenabil, așa, mediu, ar fi undeva în jur de 50. 32 nu e chiar un preț economic sustenabil pentru petrol. Nu înseamnă că nu mai poate continua să meargă în jos. Poate. Dar în cazul în care avem un eveniment care va împinge în sus, toată poziția asta speculativă pe petrol va trebui să se închidă. Și atunci, e ca o coardă elastică, dacă s-a tras mult coarda în jos, atunci se va trage foarte mult coarda și în sus. Și atunci e posibil să avem și creșteri pe petrol. Pe termen scurt mai scade sau va intra în range în zona 30? Pe termen scurt, deocamdată este un range și, sincer, n-aș putea spune dacă. Nu pot în momentul de față să dau un prognostic, să spun că e mai probabilă creștere sau mai probabilă scădere, deci continuare.
Ambele sunt la fel de probabile. Ce sfat sau părere de tranzacționare ar fi? Încercați să vă vedeți care este range-ul. Și range-ul pare să fie undeva în zona 30, peste 35, maxime zona 34-35, minime zona 31 și pur și simplu încercați să deschideți poții. Dacă veți să mizați pe o creștere, atunci undeva în zona 30-31 intrați cu poziții long, cu un stop loss rezonabil undeva pe la 27, ceea ce ar însemna un 3-4 dolari, să spunem, 3-4 dolari stop loss. În cazul în care crește, prețul se poate duce destul de ușor în zona 50, deci ar însemna un 3-4, hai, cresc un pic, 5 dolari. Deci ar fi vreo 32, ar fi vreo 4, hai să zicem 5 dolari stop loss, 4-5 dolari stop loss, cu un 14, 13, 14 dolari take profit. Deci un raport de risc eu foarte bun. Efectiv, invers, dacă avem dacă am vrea să pariem sau să mizăm pe o poziție de scădere, undeva în zona 34 plus minus am putea construi o poziție de scădere cu un stop loss la fel de vreo 4-5 dolari, în cazul în care se duce probabil că va face noi minime și ar însemna undeva, deși mi-e destul de greu să văd mult sub 30, dar cine știe, undeva vreo 7, 8, 9 dolari. Deci și acolo am avea un raport de risc eu 1 la 2. Banca Rusiei spune de un preț mediu de 25, cred că în 2016. Depinde, nu e, prețul petrolului de 50 nu e neapărat un preț. Banca Rusiei probabil că are o predicție, probabil că ce spui tu este o predicție. Nu cred însă că predicție, de fapt, sigur, predicția nu e același lucru cu realitatea. Iar ce spuneam eu de un preț mediu sustenabil de 50 e referitor la întreg petrolul. Acum, rușii sunt trei tipuri de petrol în lume, în general. E petrolul WTI, care este în general petrol din America, sau din America ca și continent, adică și Canada. Este petrol de tip Brent, care este în principal petrol de tip arab. Și este petrol de tip Ural, care este în principal petrol de tip rusesc. Strict din punct de vedere al calității, cel mai bun petrol, așa în medie, este petrol de tip Brent, de tip arab. Iar cel mai slab este petrolul de tip Ural, rusesc, adică cel mai slab din punct de vedere al calității. Din punctul ăsta de vedere, este normal ca petrolul din Rusia nu prea se tranzacționează pe burse de derivate financiare. Dar din punctul ăsta de vedere e normal ca petrolul de tip Ural, cel rusesc, să fie mai ieftin decât petrolul de tip Brent, pentru că este și mai slab calitativ. Adică conține, cred că, mai mult sulf sau ceva de genul ăsta și trebuie mai multe operațiuni de rafinare pentru a-l aduce la a-l transforma în benzină sau nu știu, în ce vrei tu să-l transformi. Deci e mai scump să-l rafinezi. Și atunci normal că prețul e mai ieftin. 2. Rusia are costuri de exploatare față de restul lumii mai mici. Rușii au mult petrol și au mult petrol exploatabil destul de ieftin. Gândiți-vă însă că sunt foarte multe, dacă este să ne comparăm cu restul lumii, sunt foarte multe platforme petroliere care au un cost de exploatare mult mai mare decât o exploatare clasică, aceea cu o sondă în mijlocul câmpului. Și mai există și petrol de șist, care are costul de exploatare și mai mare decât platformele petroliere, pentru că e mult mai complicată operațiune. Deci un preț de 50 e, dacă vreți, un preț mediu pentru întreaga lume. Însă, evident că sunt variații. Presupun că Rusia s-a referit la strict la petrolul lor, care ar putea, dacă ar fi să fie așa un preț normal, probabil că ar fi undeva sub 50, dacă vreți un preț strict economic, pentru că e și mai slab, calitativ și mai ușor de extras, adică mai ieftin de extras. Nu au operațiuni mai complicate. De ce petrolul admiral are cotații cel
Nu prea înțeleg exact. Ceva cu cotații W și... da. Ca și petrol, petrolul WTI, în instrumentul pe care se tranzacționează, instrumentul core, dacă vreți, pe care se tranzacționează petrolul WTI, sunt acele futures de la Chicago. Futures însă este un instrument derivat care are o proprietate foarte clară. Are o dată de expirare. Futures este un instrument cu durată limitată. Bun. Poți însă să construiești și un instrument financiar, cum de exemplu avem noi, un CFD petrol, fără durată limitată. Cum de exemplu e CFD-ul pe Petron WTI. Dar atunci când ai un instrument cu durată nelimitată, construit pe o serie de instrumente cu durată limitată, prețul nu are cum să fie întotdeauna la fel. Și de-aia apar diferențe între ce raportează, de exemplu, bursa din Chicago pe prețul WTI și instrumentul petrol pe care îl calculați la Admiral Markets. Pentru că, în esență, un instrument non-deadline, adică care nu are un termen limită, va avea alt preț decât instrumentul de la Chicago, acel futures WTI. Plus, luați în calcul că între scadențele de la Chicago pe futures sunt diferențe destul de măricele. Adică petrolul la 3 luni are alt preț față de petrolul la 6 luni, care are alt preț față de petrolul la 9 luni, care are alt preț față de petrolul la 12 luni. Sper că cu asta am... De ce sunt spread-urile așa de mari pe VTI și Brent? Nu sunt spread-urile mari. Poate că de ce sunt spread-urile mari față de euro-dolar, de exemplu? Așa da, aș putea spune o întrebare. Da, e normal ca spread-ul la petrol să fie mai mic decât spread-ul pe euro-dolar, pentru că lichiditatea și numărul de oameni care tranzacționează euro-dolar este mult mai mare decât numărul de oameni care tranzacționează Brent. Sunt mai mari față de alți brokeri. Nu știu să spun exact care sunt spread-urile la alți brokeri. E posibil ca alți brokeri poate nu au cotația continuă și atunci e posibil să aibă poate alte instrumente. Și atunci poate au o cotație din aceea finită. Și atunci efectiv ei oferă futures și practic trebuie să-ți faci tu rollover. Adică atunci când s-a terminat futures-ul, sănătatea aia s-a închis, instrumentul trebuie să-l redeschizi din nou pe alt instrument. Este posibil și asta să fie o diferență. Bun. Ok, hai să trecem la alt instrument. Lira dolar, GBP/USD. GBP/USD. Lira dolar. Lira are o problemă mare, dacă vreți, acum. Eu cred că va fi și o oportunitate destul de mare. Aduceți-vă aminte sau citiți un pic ce s-a întâmplat în Anglia anul trecut, prin vară sau primăvară-vară, nu mai știu când a fost exact. Evenimentul, vi spun care este referendum pentru independența Scoției. Povestea a fost în felul următor. Scoția a vrut să facă un referendum, deși, sincer, nu știu ce ar fi făcut cu independența dacă ar fi obținută, pentru că ei economic sunt dependenți de Marea Britanie, adică n-au cine știe ce economie. Și, practic, sunt o zonă care trăiește mai mult sau mai puțin pe spatele Marii Britanii. Dar hai să avem independență. Nu știm exact ce vrem să facem cu ea, nu vrem să fim independenți, dar nu știm exact ce. Mă rog, nu contează. Bun. Hai să facem referendum pentru independență. Bun. Se publică o grămadă de sondaje de opinie care spun că, mamă, situația e la limită, că dacă Scoția devine independentă. După care, cu puțin timp înainte de referendum efectiv, se strâng
părțile și cei care vor independență obțin niște avantaje, după care iese cu, se zice, de Stalin, nu contează cine votează, contează cine numără. Și din punctul meu de vedere are logica, are perfectă dreptate. Și este referendumul care este, da, dar nu vrem să ne despărțim de Londra, 50, un pic spun că nu vor, gata, bun, n-am înțeles, nu mai vrem independență. Dar, evident, cineva și-a obținut niște avantaje. Bun. De ce n-ar face și Marea Britanie la fel? Zice, nu mai vrem să fim în zona euro. Bun. Hai să facem referendum privind independență. Bun. Hai să ne rupem zona de euro. Facem referendum. După care vine David Cameron, primește o grămadă de avantaje, mi se promite nu știu ce pe acolo, niște... Puteți să căutați exact să vedeți ce promisiuni, că în zona asta sunt, se duc în momentul ăsta se duc negocierile. Evident, se joacă foarte mult la bluff, adică dacă spui din start, gândiți-vă că are o parte de poker. Dacă s-ar juca cu cărțile pe față, ar putea cineva să blufeze? Adică eu mai arăt cărțile, am un 7 și un, nu știu, un 7 și un popă. Și aș putea să zic că am 2 ași? Dacă cărțile sunt pe față? Cum se poate să zică că am 2 ași dacă cărțile sunt pe față? Și atunci, evident că n-aș putea să blufeze absolut deloc dacă s-ar juca cărțile la vedere. La fel și în cazul unui referendum. Dacă Marea Britanie mi-a spune, da, mă, știți că facem noi în așa fel încât să nu se voteze Brexit-ul, ieșirea din... Ce ar mai primi? Evident, un pe băț. Și atunci nu, domnule, situația e tensionată, e la limită. Avem 11.000 de sondaje de opinie care spun că situația e la limită, e dramatică, dacă ieșim din zona euro. Ok. Și atunci, ca nu cumva să vrei să ieșiți din zona euro, primește Cameron niște avantaje și le negociază și după aia va fi referendumul și 50, un pic vor spune că nu, domnule, e bine să rămânem în zona euro. Bun. Dar există un risc. Există un risc. Există un risc, cum zicea cineva. Există un risc ca să se producă acel exit. Și riscul ăla trebuie pus în preț. Iar riscul este mult mai mare pentru lira decât pentru zona euro. În cazul în care Marea Britanie iese din UE, ce parte are mai mult de pierdut? Întrebarea este foarte ușor de răspuns. Foarte ușor de răspuns. Cât este PIB-ul Angliei și cât este PIB-ul zonei euro? PIB-ul Angliei e un 1.000 și ceva de miliarde de lire. Deci, nu știu, cred că e sub 2 trilioane de euro. PIB-ul Uniunii Europene e 16 trilioane. Atunci când ai două entități, una foarte mare și una mai mică, întotdeauna are mai mult de pierdut ăla mai mic. E ca și cum o dacie intră într-o basculantă. Cine are mai mult de pierdut? Cine are șocul mai mare? Dacia sau basculanta? La fel și la economie. Când se întâmplă ceva, un șoc legat între două economii, întotdeauna are mai mult de pierdut economia mai mică. Întotdeauna. Deci șocul va fi mult mai mult resimțit în Anglia decât în zona euro. Bun. Și din cauza aia, Brexit-ul, riscul referendumului se simte mai mult pe liră decât pe Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, riscul ăsta va continua când e referendum. Nu se știe exact, se estimează că în iunie va fi, dar nu se știe exact. Din punctul meu de vedere, și dacă e să se repete tiparul de la referendumul din Scoția și tiparul multor altor referendumuri pe care le-am văzut, situația se va înrăutăți din ce în ce mai mult până exact cu, în perioada referendumului. Atunci cu în al 12-lea ceas se înțeleg la niște avantaje pe care să le aibă Anglia și David Cameron. După care
se are referendumul, iese, vai, rămânem în zona euro, suntem fericiți, după care lira se va întări puternic. Din punctul ăsta de vedere tehnic, vedeți că am intrat clar într-o zonă de consolidare. Aici va fi o zonă de consolidare între median, mijlocul zonei astea de consolidare va fi 1.44 probabil sau 1.43, 1.44, 1.43, 14 undeva. Ca și perioada de consolidare, probabil va fi un fel de triunghi, ceva de genul ăsta. Nu mi-e foarte clar cum va fi triunghi, dar probabil ceva de genul ăsta. Ar putea să fie și mai așa. Ar putea să fie și mai așa. Nu știu, nu mi-e clar cum va fi un triunghi, dar aici va fi un fel de triunghi. Luați-le liniile astea doar așa, ca un fel de propunere, să zicem, ceva de genul ăsta. Cam așa. În opinia mea, undeva martie, aprilie, cel mult. Ar trebui să avem o spargere și probabil va fi tot în jos. Probabil va fi tot în jos. După care, undeva în iunie, probabil că o să avem referendum efectiv și atunci probabil că vom avea o apreciere foarte puternică pe lire. Pentru că personal nu cred că Anglia va ieși din zona euro și cred că tot efectul ăsta, tot riscul ăsta potențial al referendumului se va destinde, va dispărea din piață și atunci lira cred că va avea o apreciere destul de puternică. Până în iunie se pune în preț și pe urmă se va aprecia indiferent de rezultat. Nu cred că o să se aprecieze dacă iese Marea Britanie din zona euro, însă personal nu cred că va ieși. Personal eu cred că foarte, foarte, foarte puțin probabil să iasă. Cred că singurul caz în care va ieși e dacă se va întâmpla ceva foarte, foarte urât, nu știu, să fie un eveniment foarte nasol, ceva foarte urât, care să radicalizeze opinia publică. Nu văd posibil un astfel de eveniment, nici nu-mi dau seama ce eveniment ar putea fi ceva de genul ăsta. Nu știu, ceva Uniunea Europeană să facă ceva foarte rău Uniunii Europene, a Marii Britanii. Repet, nu știu, e un exercițiu teoretic. Nu-mi dau seama ce ar putea fi. Dar ăsta ar fi singurul caz în care ar fi ieșit un referendum. Repet, dacă cumva, nu știu, toată Uniunea Europeană o să apuce să arunce cu, nu știu, ceva în Marea Britanie. Voi și o prostie. Nu cred că se va întâmpla ceva de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, cred că rezultatul va fi clar pozitiv, adică rămânem, mergem împreună și atunci lira va avea foarte, foarte mult de recuperat și va avea evoluție puternic pozitivă. Dar până în data referendumului, efectiv, probabil că o să ducă mai jos. La fel a fost și la referendumul pentru Scoția și imediat după ce a ieșit referendumul că rămân împreună, a deschis lira cu gap și s-a apreciat foarte, foarte mult. Acum o să aprecieze mult mai mult pentru că mizele sunt evident mult mai mari. Bun, cam asta a fost pentru astăzi și vă mulțumesc mult pentru prezență și participare. Rămâne să ne auzim săptămâna viitoare, același link, aceeași oră. Până atunci, ce vă spun, o săptămână cât mai bună în continuare, tranzacționare cât mai profitabile și, repet, rămâne să ne auzim săptămâna viitoare, același link, aceeași oră. Până atunci, o seară bună tuturor și, încă o dată, tranzacționare cât mai profitabilă în continuare.